Zi cu spor și multă sănătate, prieteni! Mă bucur să ne reauzim! Sunt lângă un cachi Roseianca. Țin să specific, locuiesc în județul Hunedoara, aproape la 700 de metri altitudine, la munte, într-o zonă frumoasă, fărică, dar clima ca la deal munte. Nu se compară cu câmpia, e mai răcoroasă, și în dorința de a avea cât mai multe soiuri. Sunt pasionat de plantă, de arbuști, fructiferi, de pomi. Am tot plantat ba una, ba alta. Mi-am dorit foarte mult și cachi. Iubesc cachi ca și fruct. Fructul regilor, le se mai zice persimonul. Și am găsit o varietate numită Roseianca, cachi Roseianca, este primul an când face câteva fructișoare. Sunt foarte mici acestea pentru că am florit în realitate în luna iulie spre august. A dat în vârful acestei ramuri încă o rămurică, foarte târziu și pe rămurica aceasta am florit în luna iulie-august. Și vă dați seama din august când să florile să-i cadă, când să crească fructul și nu a reușit să le crească decât micuțe așa, ele se fac un pic mai mari, oricum nu sunt niște cachi de dimensiuni mari. Ce este grozav este că unul dintre cele mai rezistente la frig varietăți, Roseanca, până la undeva, minus 28 de grade, suntem la munte și, uite, a iernat afară, l-am pus de vreo, cred că e al treilea an la mine și am mai avut vreo Doi ani, a crescut încet, în alte părți, la câmpie probabil crește mult mai repede, depinde de condiții cum îi priește, dar sunt bucuros, acestea nu au reușit să le mai umfle, să le mai coacă fructele, acestea bucuros că au rodit, ceea ce este încântător nu neapărat sunt morsele, să le mănânc, dar sunt extrem de pasionat să le văd cum se dezvolte, cum crezi, cum încep să rodească. E pasiunea de a vedea cum se dezvolte lucrurile, natura încântătoare a lui Dumnezeu. E chiar e o muncă care îți aduce o satisfacție imensă. Sper să vă virusați în sensul pozitiv cu să vă contaminați cu asemenea pasiuni care sunt sănătoase și foarte, foarte productive. Există, mai am în solarul acela micuț, încă trei varietăți de cachi, am un vanilia, foarte gustos, încă nu a rodit, de-abia s-a prins, i-am pus în solar pentru ca să aibă mai multă căldură, am un Nikita Gift, darul Nikitei, este un cachi foarte bun, foarte rezistent, undeva la minus 25 de grade, rezistă, deci ar merge afară a cultivat și mai am un Fuji Giant, un Fuji gigant. Sunt micuți, urmează să crească, sper să se dezvolte, să facă rod. Acesta este afară. Mai spartan, mai se luptă cu intemperiile și sper să înceapă să rodească la anul, poate, dacă mai trăim cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă va vrea Dumnezeu. Probabil că ar trebui să înceapă să facă mai multe fructe, să înceapă să fructifice din abundență așteptăm cu nădejde. Cachii, găsiți o ofertă generoasă de cachi la doamna care conduce pepiniera Periș. La pepiniera Periș știu că a avut mai multe sortimente de cachi, de acolo am luat Nikita Gift, dar mai puteți încerca pe internet și alte variante. S-ar putea să aducă la Periș, cred că și Roseanca, care e unul dintre cele mai rezistente varietăți. Sper să vă fie de folos și de bucurie informația. Să auzim de bine, doamne ajută.